Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint elemente din școala săriturii, din cadrul disciplinelor sportive atletism, sărituri. Tema se adresează clasei a 5-a, competențe generale 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri, și aruncări. În cadrul atletismului de performanță, săriturile pot fi pe orizontală și pe verticală. Săriturile pe orizontală sunt săritura în lungime și triplu saltul. Săriturile pe verticală sunt săritura în înălțime și săritura cu prăjina. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin 3 probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacităților coordinative. În clasa a 5-a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice, deprinderi specifice atletismului, respectiv săriturilor, cuprinde elemente din școala săriturii și săritura în lungime cu un pas și jumătate în aer. Pentru a învăța orice tip de săritură, trebuie să cunoaștem două exerciții de bază. Pasul săltat, care împreună cu pasul sărit, alcătuiesc școala săriturii. Haideți să vedem ce ne învață pasul săltat. Bătaia sau desprinderea de la sol pe un picior prin mișcarea de agățare. Ridicarea genunchiului piciorului de avântare, atacul, la un unghi de 90 de grade. Avântarea trunchiului spre înainte sus în timpul bătăii. Aterizarea se realizează pe piciorul de bătaie. Indicații metodice. Mers pe loc. Tălpile sunt paralele cu vârfurile orientate spre înainte. Ridicarea alternativă a genunchilor la 90 de grade și mișcarea coordonată a brațelor și picioarelor. De la prima mișcare se va respecta regula mână și picior opus. Privirea va fi orientată spre înainte. Ușoare desprinderi, pas săltat pe loc. Se vor respecta toate indicațiile de la exercițiul precedent. Pas săltat din deplasare cu desprinderea energică spre înainte sus. Se vor respecta toate indicațiile de la exercițiile precedente. Haideți să vedem acum ce ne învață pasul sărit. Mișcarea de agățare a solului cu piciorul de bătaie. În timpul bătăii, avântarea trunchiului spre înainte. Bătaia pe un picior, transformând înălțimea câștigată prin pasul săltat în lungimea săriturii. Aterizarea se realizează pe piciorul de avântare. Indicații metodice mijloace pentru pasul sărit.
Mers fandat pasul uriașului. Tălpile sunt paralele cu vârfurile orientate spre înainte. Ridicarea genunchiului piciorului de avântare la 90 de grade concomitent cu impulsia activă în piciorul de sprijin. Rezultă un pas cât mai lung. Mișcarea coordonată a brațelor și picioarelor. De la prima mișcare se va respecta regula mână și picior opus. Privirea va fi orientată spre înainte. După însușirea corectă a mersului fandat, se poate trece la pasul sărit. Se vor respecta toate indicațiile de la exercițiul precedent. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Au fost folosite fotografii cu licență Creative Commons. Bibliografie. Manualul de pregătire sportivă practică, atletism, clasa 5-a, autori Teodorescu Silvia Violeta, Ganera Cătălin, Stănescu Monica Iulia și Neagu Nicolae. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.